O tânără de 22 de ani angajată a unei case de pariuri din Târgu Cărbunești a fost agresată și deposedată de 3000 de lei banii din încasări. Victima a sunat la 112, iar polițiștii l-au identificat pe autor la jumătate de kilometru de locul faptei pe albia unui râu. Ieri polițiști din cadrul serviciului de investigații criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul poliției un tânăr de 27 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Acesta în seara zilei de ieri, în timp ce se afla pe raza orașului Târgu Cărbunești, ar fi deposedat o tânără de 22 de ani de suma de 3.000 de lei, care reprezenta încasările de la Agenția de Pariuri Sportive unde lucrează, prin exercitarea de acte de violență asupra sa. La scurt timp, după ce victima a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a cere sprijinul polițiștilor, tânărul de 27 de ani a fost identificat pe albia râului Gilort la circa 500 de metri de locul faptei și condus la sediu pentru continuarea cercetărilor. Victima a fost prezentată la medicina legală în vederea examinării, iar raportul de expertiză legală a arătat faptul că leziunile provocate necesită pentru vindecare 8-9 zile îngrijiri medicale. Reținutul va fi prezentat astăzi parchetului și instanței cu propuneri legale.